Petrolul nu a făcut un meci foarte bun, dar s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League. Echipa ploieșteană a învins cu 3-1 flamurtarii Vlora într-un meci care a contat pentru turul 2 al preliminarilor Europa League. Cum în tur, ploieștenii se impuseseră cu 2-0, elevii lui Răzvan Lucescu s-au calificat în turul 3, unde vor întâlni Victoria Plzen din Cehia. CFR Cluj a obținut o calificare dramatică. Echipa lui Miriuța a reușit să se impună cu 1-0 în fața lui FC Iagodina prin golul marcat de portughezul Guima. Clujenii vor juca în turul următor cu Dinamo Minsk din Belarus.